8 din cele 9 partide disputate miercuri în prima etapă a Cupei României la fotbal s-au încheiat cu victorii ale favoritelor. Singura surpriză s-a consemnat la Puieni, acolo unde Viitorul s-a impus după un meci spectaculos în fața echipei AS Mihai Bravu. Astfel, formația care în ultimele două sezoane a refuzat să se înscrie în Liga 4-a, deși a obținut promovarea pe teren, rămâne singura din onoare calificată în etapa următoare a competiției. Partida nerecomandată cardiacilor a fost și la Vărăște, acolo unde o altă echipă din Liga 5-a, Giganții, a pierdut la penaltiuri meciul cu Progresul Valea Dragului. La finele celor 90 de minute, scorul a fost egal, 4-4. În rest, victorii pe linia ale favoritelor, mai clare sau mai puțin clare. Cele mai mari diferențe de scor s-au înregistrat la meciurile dintre Energia Remuș și CSM Dunărea Giurgiu, respectiv Viitorul Letca Nouă, Petrolul Roata. Iată rezultatele complete ale primei etape. Giganții Vărăști, Progresul Valea Dragului, 7-8 după lovituri de departajare. Energia Remuș, CSM Dunărea Giurgiu, 1-9. Săvărânul Ciocoveni, Arsenal Malu, 2-4. ASS Cărișoara, Real Colibaș, 2-4. Viitorul Letca Nouă, Petrolul Roata, 1-5. Viitorul Putineiu, Argeșul Mihăilești, 0-2. Viitorul Puieni, AS Mihai Bravu, 4-3. Unirea Joița, Avântul Florești, 1-2. Și FC Bolintin Deal, Zmeio Grezeni, 1-3. Câștigătoarea ediției precedente, Unirea Izvoarele, s-a calificat direct în următoarea etapă. Tragerea la sorți și data de disputare a meciurilor urmează să fie stabilite de Asociația Județeană de Fotbal în zilele următoare.